Ok, salut! Vreau să arăt aici cum fac serviciu pe partea asta, pe partea dreaptă, la un Z800. E aceeași poveste și la un CF de 800, la un X8. Mai vedeți? Aici avem două șuruburi de cap de 13, care desfacem, iar aici, cu negativă de 5, desfacem astea două capace. Aici înăuntru sunt șuruburile acum, tot de 5, deci le destrângem. Ah, foarte tare sunt strânse. La fel ăsta. Foarte tare. Băgăm cheia tubulară de 13. Eu l-am predestrâns astea. Sunt strâns la 20 de Nm. Le-am destrâns. Avem aici șurubul ăsta de 10 la furtun. Îl desfacem afară. Trierul ies afară fără nicio problemă. Îl scoți aici și primul lucru ce faci, după cum vezi, pistoanul a ieșit foarte mult în afară, pentru că plăcuțele sunt uzate. Bagi aici șurubelnița, când ai plăcuțele vechi, și îl strângi. Și rotești șurubelnița. Noi acum suntem la faza în care o să schimbăm plăcuțele. Trebuie să ții minte că plăcuța asta, care are gheara asta, e prima aici spre tine, prima spre tine, să nu pui cumva invers. Acum să le poți scoate afară, trebuie să îi dai afară cele două șuroabe care sunt aici, cele două șuruburi, un fel de cuie, un fel de pins. Dai afară prin spate. Acum, după ce ai scos șuruburile astea afară, cam atâta afară, o să poți scoate plăcuțele astea afară de aici. Dacă ai ghinionul ca slide-ul pinul ăsta să fie gripat în etrier, trebuie neapărat să-l scoți afară. O să fie cam greu de scos, că n-ai de ce prinde. Dar am făcut dispozitivul ăsta foarte simplu, într-o coadă fier, și îl bagi peste el, pui piulița aici peste el, strângi cu piulița, așa, iar îl pui pe bucată de lemn și bați aici, în ăsta. Și atunci el o să iasă afară. Ăsta afară să-l poți curăța, să-l poți să-l dai cu șmirghel și să-l pui înapoi la loc să fie curat și pui pe ele niște niște vazelină aia cu cupru. Punem plăcuța prima aia acolo. Punem acolo. Așa. Luăm plăcuța a doua și o băgăm aici așa. Yeah. Dacă nu intră, dacă nu intră, este pentru că nu am băgat. O să vedem. Ok. Acum luăm cele două șuroabe și mișcând puțin plăcuțele, o să vezi că intră, le-a pus puțin pe arc și o să intră înăuntru. Cele plăcuțele sunt, le-am despărțit ca să poată intra discul. Am împins pistonul maxim înăuntru și a intrat etrierul la loc. Acum primul lucru ce fac, iau șuruburile astea două de 8 și am să prind pe etrierul la loc. Okay. Acum punem cheia de 9 metrică și restrângem la 20. Poți restrângi cu mâna, dacă ai cheia de 9 metrică e mai bine. Clic. Bagi și îl strângi așa, sănătos. Mai ai de strâns șurubul ăsta de 6, care ține furtunul. Important, după ce ai terminat tot, ai strâns tot, etrierul trebuie să se miște aici, așa. Dacă nu se mișcă, înseamnă că pinul aia de reținere e gripat și trebuie să o rezolvi, că altfel îți îngălește frânele. Deci neapărat trebuie să miște.